Visarion Alexa, preotul acuzat de hărțuire sexuală, este nemulțumit de controlul judiciar sub care a fost plasat și a contestat măsura impusă de magistrați. Între timp, potrivit unor surse apropiate anchetei, a mai apărut o femeie care acuză că a fost hărțuită de preot. Preotul Visarion Alexa, pus sub control judiciar într-un dosar de hărțuire sexuală, este vizat de 5 noi plângeri pentru aceeași infracțiune, susțin surse judiciare. În ultima dintre ele, o femeie a denunțat la secția 20 de poliție presupuse fapte petrecute în perioada 2010-2016. Femeia susține că preotul ar fi agresat-o, faptele petrecându-se atât în biserică, dar și într-un autoturism. Preotul Visarion Alex a fost paroh al Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din capitală, foarte prezent în mass media, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a fost acuzat de o enoriașă că a pipăit-o în biserică, chiar în timpul spovedaniei. Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat o anchetă în acest caz, anunțând totodată că preotul a fost suspendat de la slujirea preoțească. Avocata lui Visarion Alexa, Mariana Mihai, a afirmat că a existat o relație de prietenie între preot și femeia respectivă. Potrivit unor stenograme, victima îl acuză pe preot că a atins-o în zona intimă, iar preotul îi răspunde că a făcut-o ca prieten într-un gest de afecțiune. Preotul Visarion Alexa și-a recunoscut fapta incriminată de probatoriul consemnat și în stenogramele devenite publice, refuzând să ofere detalii și invocând faptul că avocata sa l-a sfătuit să fie reținut în declarații, arată un comunicat al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Admiterea faptei a venit după ce Comisia de Disciplină din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor i-a cerut acestuia o declarație personală legată de acuzațiile de hărțuire sexuală. Visarion Alexa riscă 7 ani de închisoare pentru acuzațiile care îi se aduc până acum.